Nu a tremurat niciodată vocea la cei care au jurat credință patriei. Cele 109 persoane s-au aflat în flanc. Peste 4 ani vor primi epoleții de locotenent și mai departe vor fi repartizate în trupe pentru executarea serviciilor militar. În premieră anul acesta, la Academie au fost înmatriculate și 9 fete. Profesorii sunt convinși că acestea vor reuși. Nu va fi greu, pentru că dispunem de cadrele didactice care o să le ajute să facă față. Deși fetele au emoții, nu dau de înțeles că 6 săptămâni de instrucție le-au făcut să aibă o ținută militară deosebită. Ele nu se tem de greutăți, nu se tem tinerele nici de faptul că dârzenia de care trebuie să dea dovadă le va lipsi de feminitate. Nu mă tem deloc, deoarece feminitatea o poți continua după la civil. Nu se tem de greutăți nici ceilalți cursanți. Greu, desigur, însă mă voi stărui să fac față lucrurilor. De frică trebuie să o înfrunți, nu trebuie să o ții în tine, să devină un obstacol. Împreună totul se reușește. Împreună niciodată n-a să ne fie greu. Imnul militarilor răsună pentru prima dată în scoalul din fața catedralei. Până acum, ceremonia de depunere a jurământului se desfășura pe teritoriul Academiei, așa că în acest an a fost urmărită de mai multă lume. Tații mândri, mamele cu ochii în lacrimi și fetele dezorientate. Viitoarele soții ale ofițerilor speră că tinerii de ieri și soldații de azi vor fi bine instruiți, dar nu vor fi nevoiți să lupte. Полегче, щоб служба прошла, учеба, и щоб ми гордились їм. И чтобы эта профессия ему до конца жизни впрок была. Să fii sănătos, să asculti, să înveți bine. Să îndeplinească misiunea lui. Чтобы domnilor ofițeri, studenți, благополучно и здоровы. Peste mulți ani, cineva dintre ei, care va fi general erou, va lua în mâini aceste fotografii făcute de sora mai mică la telefonul mobil și își va aminti de această zi când și-a ales cea mai periculoasă profesie de pe pământ. Deocamdată însă, înainte de începerea studiilor, cursanții vor avea un scurt concediu în sânul familiei. Tatiana Socolov, Vitalie Drăgălin, pentru Cotidian.